liniștiți că viața mea se împarte cumva între două lumi. O lume academică, sunt profesor la universitate și în același timp sunt psiholog. Un psiholog, aș vrea să zic, pasionat de meseria lui, dar realitatea este că este o obsesie compulsivă în această pasiune a mea. Mă gândesc într-una la emoții, gânduri, comportamente, motive pentru care oamenii simt, nu simt, fac, nu fac un lucru sau alt lucru. Și în urma acestei obsesii a apărut o metodă, anumite instrumente pe care le găsiți în Academia CLAR. Așadar, eu am două lumi, două vieți, două universități. Una în care predau academic și una în care predau total neacademic. De aceea, eu spre deosebire de Val, care v-a invitat la cunoaștere și la lectură, eu o să vă invit la conștientizare. Fix în acest moment, aici, acum, prin mintea noastră trec anumite gânduri. Unele sunt conștiente, unele nu. Și fix acum, cineva face ceva. Și sigur, cu toții simțim câte ceva. Numai că unele lucruri sau unii dintre noi le conștientizăm și ne dăm seama, știind chiar cum se numesc. Știe cineva ce simte? Are cineva suficientă autenticitate să împartă cu lumea ce simte el acum? Imaginați-vă că asta am făcut eu în ultimii ani. Am creat o metodă care se numește CLAR și care încearcă să ofere oamenilor instrumente de conștientizare. Să știm cum se numește, ce anume se întâmplă pentru noi în aici și acum. Și de ce oare se întâmplă? De ce oare simt eu acum un ghem în stomac? Și am un ușor tremurat de mână, deși vorbesc în fața publicului de atâția ani. Cam 20. Cum e cu putință să simt? Și cum se numește ce simt? Și tot întrebându-mă și încercând să înțeleg ce se întâmplă cu mine, am aflat că în spatele reacției emoționale e o stare de necesitate. Avem nevoie de ceva. Eu acum am nevoie de ceva. Și mi-e frică că nu o să primesc. Iar a fi conștientă înseamnă să știu ce am eu nevoie de la voi acum. Și în momentul în care încep să inspir și să expir conștient, îmi dau seama că am nevoie de atenția voastră. Ca o validare a faptului că ceea ce eu fac e important și pentru altcineva. Iar acest lucru mă emoționează, că eu mă gândesc, ok, dar dacă nu e și e o prostie și nu contează de fapt pentru nimeni să știe ce simte și ce gândește și ce face și de ce face. Așa cum ați văzut și la Val, Val este poet, este scriitor. Și el se pierde pe sine atunci când vorbește, nu mai știa câte ceasul, pentru că el vă vorbea despre cărți. Iar el scrie cărți. Cu toții suntem așa. Când avem o pasiune, mi se pare că pasiunea noastră